har, e un har. Să poți lucra cu copiii, da, e un lucru special, e un dat, îl ai sau nu-l ai. Voi ați avut experiențe de astea dificile cu copiii la stomato? Dificil pentru mine nu a fost. Fetița mea a fost săptămâna trecută la un control stomatologic. Din fericire pentru mine a fost soțul meu cu ea. Așa. Dar am pregătit-o dinainte și am scos cuvintele să nu-ți fie frică, nu te va durea, ca să nu știe ce înseamnă chestia asta, adică să meargă de plăcere. I-am spus, vezi că îți va pune un praf magic pentru prințese, roz, cu gust de zmeură, bla bla bla, ca să o conving. Tu ai fost, Roxana? Nu am fost, slavă Domnului, nici nu am avut până acum probleme, dar o mai iau cu mine din când în când doar să se obișnuiască un pic cu ideea de medic stomatolog. Doar pentru asta deocamdată. Bine. Eu n-am fost, dar aș vrea să mă duc. Am să o pregătesc pe doamna doctor pentru că îi va deseta toate lucrurile pe acolo, va apăsa pe toate butoanele. Ale tale sunt fata cea mare. Nu, cea mare, așa... cea mare știe tot. Ea știe ce înseamnă extracție, știe cele mai dure cuvinte, știe cele mai dure modalități de ați reușit să îi dezvățați pe cei mici să nu mai mestece periuța? Deci fiică-mi așa, e dimineața, se spală așa pe dinți și începe. Zic, Carla, nu mai mesteca. Se uite la mine și de anul, dar n-ai mai face. Da, așa face și fiima. Eu la 3-4 zile îi aduc alta. Praf, am mâncat vreo 10 până acum. Le-a tocat. Păi, dar nu mai bine ar fi de alea de gumă? Mă rog. Bine, știi că și eu cu ale mele, eu am cățel. Și eu am mingiuță specială care îi curăță dinții. Dar eu spăl pe dinți. Mamă, și eu am 4 câini. Și eu spăl pe dinți, am spălat și în emisiune. Ai și 4 câini? Da. Și o pisicuță? Și o pisică, și 2 copii. Pe tine cine te ajută la toate lucrurile astea? Păi am, slavă Domnului, am și părinții care stau pe lângă mine. Adică avem oricum o familie numeroasă. Da. Bine, cățelușii. Adică un San Bernard. Măi, da, am auzit San Bernard. Am, da, un puiuș de San Bernard, da. Deci ceilalți... are un cățel de la Beethoven. Da, exact, un Beethoven. Deci mi l-am dorit, jur, toată copilăria mea. Voi toți. Și fii mea, nu, mănâncă des. Bine, și el e la dietă ca mine. Toți din jurul meu sunt la dietă, nu contează. Sunt animale, sunt oameni, nu contează, pe cuvântul meu. Să știi că atunci când venim cu Doru să facă de mâncare, așa, vrem să vedem și cum speli cățelul pe dinți. Da, și cum le fac baie, pe rând. Și așteaptă fiecare. Vai, deci e distracție maximă. Dar la când acasă se scutură San Bernardul, cred că nu se decolează timp. Baia. Nu are timp, pentru că stau așa cu dita mai prosopă. Am prosoape pentru ei, pentru fiecare în parte. Și fiecare își cunoaște prosopul. Și nu lasă să se scuture, mai ales pe San Bernard, care e și ceilalți ce cățeți? Frumos, un labrador negru, foarte inteligent. Da, e doamne, demențial. Mai am un Yorkshire și da, care iubește rău de tot pe fima, deci nu există. Lena nu mai poate, cred că își dorește. Vreau. Da, și mai am un pincher care e Doberman în miniatură. Ăla, ăla care, pe care când îl gânzi are deci gen chihuahua, dar e cel mai rău din toată zona în care stau eu. Știi care e, Paula? Este un Doberman în miniatură, plin de mușchi, așa fibră. Genial! Da? Este da, ceva extraordinar. Și când vede pe cineva pe stradă începe. De se urcă pe gard, când ne mai ducem pe la grădina zoologică și se urcă nebunița, atace leu. Mamă, da, să-l sfâșie, să facă. Pentru că nu știe că e mic. Nu știe că e mic. Foarte mare. Da, cel mai de la el e. Lena, vrei să faci un anunț pe această cale, da, să-i dai de veste? Se apropie ziua mea. Și-mi doresc și un cățel. Ce dorești? Domnul Yorkshire toi. Un ce? Un toi, un Yorkshire toi. Un toi, da. Tot toi am și foarte. Da, nu mi-l dai mie? Mai de 4. Vai, fiimea, doamne. Și nici nu lasă păr Yorkshire-ul exact ăsta. Ai auzit, e cam unul dintre puținii câini. Da, sunt vreo 4 mică. Exact. Nu trebuie să-i plimbi? Păi Yorkshire? La cât de mic. Deci nu trebuie să-l mai plimbi, că oricum nu stă o secundă. Deci în continuu, tuc, 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 tuc. Nu face pipi în casă? Are locul lui. Da, nu, eu nu țin niciodată animalele în casă. Asta nu trebuie să spui. N-am ținut animalele în casă. Și unde-i ții? Unde-i ții Yorkshire? În curte. În curte? Dar tăticul meu în curte, da. Doamne, noi dormim cu câinele în pat. Vai, nu. Păi tu, nu, am și. Ca să nu mai vorbim de ai Mariane care sunt. Am două fetițe Yorkshire. Da, foarte frumos. Una mie. Deci azi noapte ne-am culcat cu câinele, deci câinele sfărăia. Sfărăia cățelul? Și avea cu labele în sus așa.
Și pentru că el când adorme are la bele dreptate. Pe aia când, înainte să adorme. Și când adorme, bing. Și dorme așa ca o jucă. Da, e treaba asta cu sfărăitul a luat-o de undeva, am învățat-o. Nu, noi nu sfărăim. Noi nu sfărăim. Dacă sfărăie cineva în casă, e câinele și pisica. Roxana, dar de ce te duci tu, Toma, până în Italia să le cumperi fetelor de îmbrăcat? Mă gândi la nasul, ce înseamnă pe din afară? Că ți-i bătaie. Nu, pe din afară, cred că mă bucur. Bătaie. Nu, te bucur, cred. Te bucur. Păi azi când spuneați că începe să fie totul perfect. Nu, se bucură. Te bucur. Mă bucur, da. Da. Pentru că... acolo stă, în Milano, vorbim despre Milano, da, stă prietena mea cea mai bună. E sora pe care eu mi-am dorit-o dintotdeauna și n-am avut parte de ea, că asta e. Mama mi-a făcut un frățior, normal că îl iubesc foarte mult și pe el, dar mi-am dorit la nebunie o soră și am o relație specială cu această fată, cu Monica. Ea se ocupă de teatrul San Babila acolo, mă rog, iubește teatrul. De teatru? E artist, așa, da, e o fată extraordinară. Și... uite, o să-i propunem să organizeze niște spectacole. Da, organizează, cu... da, da, da. Și organizează în toată Italia, exact, da, neapărat. Și merg la ea când am o stare foarte proastă, culmea, mai există și așa ceva. Da. Mă mai duc pe la ea odată la două luni, trei luni, și depinde. Și de ce ai avut stare și proastă? Mă mai apucă și pe mine. Nu știu, așa, în ultima perioadă am tot, păi, după implicată tot scandalul în toate tâmpenile acela alea. Exact, exact, da, da, și nu era cazul. Vai, da. Rox, vai, da, deci era să uit bine deci, că ai la cât de puternică aminte sunt eu, pe mine m-a terminat deci, psihic. Nenea ăla jur, a spus pe cu... de tine. Asta spun, da. Că ai făcut prostituție în America. Da, exact. Da, când eram culmea sărcinată, el nu știa, a aflat în platou în direct. Dar ce-i venit să ia de tine, fetică? Nu știu, că asta m-a întrebat și Capatus. Ce s-a întâmplat, de ce te-ai ales pe tine? Zic, chiar nu știu de ce m-o fi văzut pe coperta acelei reviste, că am stat două luni jumate, da. Toate tarabele la vânzare era revista. Și poate din cauza aceasta, că altfel, nu știu, am zis că a făcut o obsesie pentru mine. Sau ce-au zis ceva? Ai tăi? Stai seama că erau terminații ai mei, deci toată familia mea la pământ, că nu e posibil. Chiar mie dacă... mi-a plăcut cum i-ai ținut piept. Păi da. Mă deci uitam nu la tine pe canapea la Wow Biz. Ia, ia, așa, și. Deci bietul ăla și înghițițe vorbele și limba. Și pe unde mai fost? Da, mi-a plăcut. Da, jos pălăria. Da, jur. Bravo. Bine, mă mir. Deci, în mod normal, un om zdrav în la cap, pe cuvântul meu, cred că ar fi sărit să-i dea una direct în moacă și să dispară din platou, că asta merita. Acolo. Wow. Păi culma, eu am filmat cu el toată sarcina mea, cu Liviu, în fiecare zi eram 12 ore la filmări. Ștefănești, acolo în pădure aveam studiourile. Și băiatul ăsta a venit să-l să afirmă că eu am stat în America de fapt în 2007 și nebuneam. Și atunci i-am zis, băi băiatule, dacă eu scop așa portul acum și ți-arăt că am stat în România, n-am plecat o zi de aici, te așezi în patru labe să-ți iei șuturii de la toată lumea. Mă ameninți! Mă ameninți! Gata! Nu te ameninți! Zic, fac nu, o propunere. Eu-ți promit, dar nici propunere, îți promit că asta se va întâmpla. Pe bune! Eu n-am înțeles cum... Nu mai contează, gata. Deci nu, stai de puțin, că n-am terminat. Vreau totuși să te întreb cum faci față acestor mici scandaluri, că nu e primul în care te trezești băgată. De, exact. Cum poți să fii atât de veselă? Deci... Dar de calmă. Deci eu mă uitam la ea cât era de calmă pe canapea. Eu cred că îl strângeam de gât. Dar n-ai văzut aici pe canapea cu doamna aia cu hipnoza? Tare rău ediția.